Aceasta este o pompă de apă murdară pentru iazuri, piscine, bălți. Aceasta este ieșirea din pompă. Pe jos absoarbe. Această pompă se scufundă în apă. Dacă se așează acest flotor pe... flotor, pompa se va opri din casă, o pornești, o oprești manual. Dacă vrei, automat, se lasă să plutească acest flotor, da? Înseamnă că groapa e plină, pompa pornește automat. Pe măsură ce scade piscina, așa, frumos, a ajuns pe pământ, se va opri pompa. Se umple groapa de apă, sau hazna, sau mă rog, ce aveți dumneavoastră. Pornește, da? Asta plutește, pornește, se oprește. Să vedem aici caracteristici, mai bine citesc eu, că nu știu dacă se vede în film. Scrie 9000 de litri pe oră, înălțimea maximă 5 metri. 9000 de litri e foarte bună pompa, la 370 de W consum, eu zic că e ceva. Asta e foarte interesant. Diametrul corpului străine de 30 de mm. Când cumpărăm astfel de pompe, ne uităm la diametrul maxim al corpului străine. Bineînțeles că alte pompe nu au această capacitate. Sunt pompe cu capacitate și mai mare, deci capacitate. Mă refer la dimensiunea maximă a corpului străine. Da, unele au până la 10 mm. Pentru 20 de ron nu are rost să luăm o pompă mai ieftină, să nu putem să ne facem treburile cu ea. Cam atât ar fi de spus, mai multe... Da, e o pompă, ce poți să spui mai mult despre? Că nu e... E protejată la coroziune, are un cablu de calitate, această pompă, un ștecher de calitate. Sper să mă mulțumească. Și cam asta e despre aceste pompe.